Salutare, dragilor! Am ajuns la ultima parte a acestui test și anume problemele de geometrie. Să vedem uh, ce anume ni se propune să rezolvăm, ce noțiuni teoretice stau la baza demonstrației și mai ales ce anume uh, reușim să cumulăm ca și uh, informații, să învățăm ceva în plus. În figura alăturată este reprezentat schematic un zmeu de hârtie ABCD cu latura AC de 16 decimetri, AD egal CD de 17 decimetri și AB egal CB egal 10 decimetri. La prima cerință trebuie să arătăm că dreptele AC și BD sunt perpendiculare. Observăm pe figură că AD egal CD și AB egal CB, asta înseamnă că BD reprezintă mediatoarea segmentului AC. Pentru că știm că orice punct care aparține. Mediatoare este egal depărtat de laturile, de capetele segmentului, da? deci D aparține mediatoarei, de aceea D egal DC, și B aparține mediatoarei AC, de aceea a B egal BC. Orice punct care se află la distanțe egale față de extremitățile unui punct aparține mediatoarei segmentului respectiv. Reciproca teoremei. Dacă BD respectiv BD reprezintă mediatoarea segmentului AC. Bineînțeles, înseamnă că BD este perpendiculară pe AC, deci AC și BD sunt perpendiculare. Cu acest lucru am demonstrat prima cerință pentru două puncte. Așadar, nu uitați, repetați liniile importante și anume mediana, mediatoarea, înălțimea, bisectoarea și linia mijlocie. Să vedem ce este la punctul B de demonstrat. Trebuie să calculăm de fapt determină lungimea diagonalei BD. Ne imaginăm că intersecția lui BD cu AC este punctul O. Știu că AB egal cu CB, atunci triunghiul ABC este Isoscel. Dar știu că BD este perpendicular pe AC, deci acest BO reprezintă și înălțime și mediană, ceea ce îmi spune mie că segmentele acestea formate sunt egale, adică AO egal OC sunt egale și reprezintă jumătate din segmentul AC, care era egal 16 decimetri, adică AO egal OC egal 8 decimetri. În triunghiul acesta mic format AOB, în care cunoaștem pe AB, cunoaștem pe AO, l-am aflat, putem aplica teorema lui Pitagora să aflăm pe BO. Deci, BO este radical din AB la puterea 2 minus AO la puterea 2, care înseamnă 10 la puterea 2 minus 8 la puterea 2, uh, egal în final 6 decimetri. Același lucru aplicăm și în triunghiul AOD, în care cunoaștem latura AD, cunoaștem latura AO, triunghiul fiind tot unul dreptunghic, deoarece dreptele erau uh, perpendiculare, aplicăm de asemenea teorema lui Pitagora și aflăm pe OD radical din AD la puterea 2 minus AO la puterea a doua. Înlocuim și obținem că DO egal radical din 17 la a doua minus 8 la puterea a doua egal 15. Am aflat segmentul acesta mic, i-am spus BO, și segmentul acesta OD deci putem afla segmentul BD prin suma celor două. BO plus OD este egal 6 plus 15, adică 21 decimetri. Și cu acest lucru am rezolvat și punctul B. O problemă destul de ușoară. Sunt convinsă că ați înțeles-o, sunt convinsă că reușiți să o rezolvați singuri. Totuși, dacă există întrebări, eu vă stau la dispoziție. Ne vedem în următorul video, rezolvăm uh, cele două teste rămase, cele două probleme rămase la subiectul al treilea acestui test, înainte de a rezolva testul de antrenament. Știu că sunteți nerăbdători. Pa, pa!